Locuitorii comunei Dumbrava au de astăzi un târg comunal modern și o grădiniță complet dotată și utilată pentru copii. La inaugurarea acestora a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a depus toate eforturile și a sprijinit realizarea celor două investiții. Se sfințește școala aceasta cu această apă sfințită prin pogorârea Duhului Sfânt în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din grădinița asta să plece copii care să învețe foarte bine și să facă lucruri mari pentru comuna Dumbrava. Târgul comunal este deschis în zilele de joi la Dumbrava, iar de acum locația de unde se vor cumpăra zarzavaturi, produse alimentare sau de îmbrăcăminte este una conformă cu normele sanitare. Obiectivul s-a realizat cu fonduri de la bugetul local și de la bugetul județului. La fel de importantă este și grădinița construită în comuna Dumbrava, în cadrul unui proiect cu fonduri europene, pe programul operațional regional implementat de primăria comunei, în valoare de 2 milioane de lei, pentru care Consiliul Județean Mehedinți a asigurat cheltuielile de cofinanțare. Este un obiectiv extrem de important să faci o grădiniță sau să faci o școală în zilele de astăzi, pentru că asemenea obiective nu se fac ușor, se fac cu multă muncă și încă o dată îl felicit pe el, îi felicit pe toți colegii primarului din primărie care au contribuit la realizarea acestui proiect, mai ales că mare parte din fondurile necesare au provenit din fonduri europene, iar la această sumă s-a adăugat și suma alocată în cursul anului trecut de peste 500.000 de lei de la nivelul Consiliului Județean Mehedinți și mă bucur că am putut să contribuim și noi la realizarea acestei grădinițe. Am fost alături de primar, de conducerea primăriei, de dumneavoastră în general, de Comuna Dumbrava încă din 2016, observând că aveți o echipă tânără și pusă pe fapte mari. Și iată că lucrurile au început să se vadă în comuna dumneavoastră, că aveți asfalt în multe sate. Am realizat și noi în urmă cu câțiva ani de zile acest drum județean prin Albulești și în perioada următoare, așa cum am discutat și cu primarul și cu consilierii, deja avem pe Planul Național de Investiții Anghel Saligny să asfaltăm acest drum județean de la ieșire din Albulești până la intersecția cu celălalt drum județean. Are o lungime de 13 km și o valoare de peste 30 de milioane de lei. Mă bucur că în comuna dumneavoastră, iată, se fac lucruri importante și se continuă pe acest drum. Vă urez tuturor să fiți sănătoși și să vă bucurați de sărbătorile pascale alături de cei dragi și închei prin a vă spune un Paște liniștit și fericit tuturor. Primarul comunei Dumbrava, Cătălin Enache, a depus eforturi substanțiale pentru a duce la bun sfârșit cele două obiective. Clădirea grădiniței nou construită are trei grupe, grupuri sanitare, spații administrative, este complet utilată și dotată și pregătită să-i primească pe preșcolari începând din această toamnă. În plus, în exterior s-au amenajat spații de joacă și teren de sport. Astăzi inaugurăm două obiective de investiții, o grădiniță realizată pe fonduri europene prin programul operațional regional. Este un obiectiv de investiții foarte frumos, cum puține sunt la nivel național. Are trei seri de grupă în interior, fiecare sală este dotată cu baia ei, cu dușuri, sunt toate camerele dotate și mobilate complet. Avem locuri de joacă pentru copii dotate cu topogane, leagăne. Târgul comunal a fost realizat pe fonduri date de Consiliul Județean în totalitate. Cu această ocazie vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru sprijinul acordat comunei noastre. Mereu ați fost alături de noi și ne-a susținut proiectele. Și în al doilea rând vreau să vă felicit pentru felul cum dezvolta județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, atent ca întotdeauna la nevoile cetățenilor, consideră că astfel de investiții sunt foarte importante pentru comunitatea locală și contribuie la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural.